Ansamblu pentru școală, că este un om dedicat școlii 24 de ore din 24. Încă o dată felicitări și mulțumesc pentru invitație. Vă rog să-mi permiteți să o invit în fața dumneavoastră pe doamna Elena Corina Badea pentru a vă prezenta câteva melodii. De asemenea, dumnea ei are un invitat special și până se pregătește, tot dumnea ei cred că va spune și ce eveniment va avea loc mâine după amiază. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație și personal domnului Caimacan și dumneavoastră tuturor că ați venit într-un număr atât de mare la această lansare de carte. Îi doresc domnului Caimacan în primul rând multă sănătate, tot respectul meu și un mare haristo din partea tuturor și a meu personal pentru toată activitatea pe care ați desfășurat-o. Dumnezeu să vă țină așa cum sunteți și să duceți mai departe tot ce este mai frumos la Armen. Vă doresc încă o dată multă sănătate, tot ceea ce îmi doresc și mie. Mă bucur mult că am această onoare să mă aflu în această seară alături de un astfel de om mare, cu astfel de activitate. Este poate și o pasiune a mea, și o pasiune a mea similară, poate că literatura, cartea și muzica se îmbină. Domnul Caimacan a venit cu tradiționalul în fața dumneavoastră. Mi-aș permite să încerc să îmbin tradiționalul cu latura modernă, pentru că, vrem nu vrem, și armânii se adaptează zilelor în care trăim. Locurile în care trăim suferă, ne influențează într-un fel bun sau veți decide dumneavoastră cât de bun este, eu spun că da. Și dacă îmi permite, mă permite, în această seară aș vrea să aduc latura modernă a muzicii armânești în fața dumneavoastră. De asemenea, țin să mulțumesc în mod special unui invitat deosebit, venit în mod special pentru acest eveniment și pentru cel de mâine seară, mâine seară fiind vorba de o lansare de album Casa Noastră Armânească, care mi-aparține, domnului Pero Țața din Macedonia! Vitu Guli! Haristo Pero din Vinș! Pero este îmbrăcat întruchipând un haiduc din Macedonia, care a făcut istorie și un personaj, acum un personaj care lui și nouă tuturor ne este foarte drag. De asemenea, mai țin să salut venirea în această seară și pentru toată susținerea acordată, mai ales pentru evenimentul de mâine, domnului Gheorghe Irimia, președintele Centrului Comunitar Român din Canada. Este alături de noi și sprijină atât românii din România, cât și minoritățile. Și mă bucur foarte mult pentru acest deosebit efort de a fi alături de noi. Mulțumesc frumos! Nu, cred că cel mai bine ar fi să lăsăm muzica să vorbească. Îmi permit să încep acest moment, totuși cu un cântec vechi, armânesc. Armânii îl cunosc cu siguranță. Este primul cântec pe care l-am auzit în familia mamei mele aici de față și care... pe care nu l-am putut uita și aș vrea să îl cânt în fața dumneavoastră. Mulți prieteni români mi-au spus așa: nu înțeleg tot ce spui, dar mesajul ne ajunge la suflet. Sper ca mesajul acestui cântec să vă ajungă și dumneavoastră la suflet în seara asta. De acasă, dor ludicoare-i greu, cât ce nu vrei, cât ce nu ghin, au acum noi casi, toarnă-i întii, toarnă-i întii, toarnă-i întii, la frută, toarnă-i întii, toarnă-i întii, au acum noi casi. Luz, piaţii mari,
toarnă-i tiaua cu noi ca sfii. Carați fuie, lași creta, ținu-te-a la să zi. Câțe nu vrei, câțe nu-nchii, aua cu noi ca sfii. Toarnă-i toarnă-i. Despre o piesă care mi-aparține ca muzică și versuri. Este o piesă de dragoste. Sper să vă placă. Este vorba de dragostea între doi tineri și visul rămas după ce el a dormit în iarbă cu ea. Câteva cuvinte pentru a înțelege cât de cât text.
Pentru următoarea piesă. Este o compoziție proprie, în stil modern. Mai tare muzica. Să vă mulțumim.
plăcere să spun că Ivolul Armonesc se aude foarte bine și astfel și sper să fiți alături de mine. Invit pe Pero. Următoarea melodie pe care o vom cânta este o melodie scrisă de un armân din Statele Unite, poet Tomemuși Nikolovski, care a făcut această frumoasă piesă, muzică și versuri. Este o piesă cu tentă patriotică. Ne-a permis să o cântăm în duet. Se numește Are un nume. Macedonia este ațea un nume. Sper să ajungă și la sufletele dumneavoastră mâine seară. Ea va fi prezentată din nou la Teatrul Jean Bart și este inclusă pe noul album Casa noastră armânească. Tuz de adun, dați pomnile armâname! Ai una numă, tu lumini ușoară, din dumneță nu ia Show.